circ în Parlamentul României la citirea moțiunii simple împotriva ministrului de interne Bode, de la act de patriotism, așa cum numesc useriștii schimbarea lui Bode, lașa urmă cu de toate, după cum a caracterizat ministrul criticat moțiunea. Parlamentarii s-au întrecut în epitete, în metafore, în jigniri și chiar amenințări, mai mult sau mai puțin voalate. Poziția de ministru de interne este mult prea importantă pentru a fi lăsată pe mâna unui nepriceput, a cărui singură calitate este că știe să răspundă repede ordinelor de la Cotroceni. Unghii vechi, un fel de șaorma cu de toate. Un text din care nici voi, semnatarii, nu cred că ați înțeles mai nimic. Domnului Drulă îi se pot reține totuși două operațiuni din timpul mandatului de ministru al transporturilor. Operațiunea Ranga și operațiunea securii la microfon. Important este răul pe care îl faceți României și pe care îl face României menținerea dumneavoastră în funcția de ministru al internelor. În limbajul care vă este atât de drag, domnule Bode, sunteți o vulnerabilitate de securitate pentru România. A spus mai devreme întrebarea de ce. De ce nu plecați? Asta este întrebarea. Pentru că menținerea dumneavoastră în funcție pune în pericol aderarea la Schengen. România merită să fie în Schengen. Am luptat cu toții. Așteptăm de 15 ani și nu putem să ratăm acest obiectiv din cauza unui ministru aranjor, patron de licitații cu dedicație. A votat demiterea lui Lucian Bode este un act de patriotism. Acest ritm cu care USR-ul depune moțiuni și întreprinde aceste atacuri și acțiuni politicianiste este fix egal cu ritmul în care scad în sondaje. Domnule Orban, parcă tot BMW era și mașina cu care ați făcut accident când erați ministru al transporturilor, sau era un Audi. Cert este că era o mașină împrumutată de la Nelu Iordache. Nu este bine, domnule Orban. Am auzit că Nelu Iordache a devenit scriitor. Acum vă permiteți să proferați amenințări la adresa unui deputat, folosindu-vă de informații pe care, dacă le aveți, înseamnă că încălcați legea și că obțineți informații în mod ilegal, iar dacă nu le aveți, înseamnă că mințiți. Trebuie să fii foarte prost mobilat intelectual, să folosești termenul de handicapat peiorativ. Nu sunt handicapat, dar dacă aș fi fost, nu mi-ar fi fost rușine. Rușine mi-ar fi fost dacă aș fi fost Tolichea.